Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Este important ca lei să poată distinge realul de fals. Gândește-te la ce valori sunt importante pentru tine. În octombrie, vei putea înmulți succesul și vei consolida reputația. O intruziune puternică în sferele sociale și de afaceri ale vieții va aduce nu numai realizări, ci și satisfacție profundă cu ceea ce ai realizat. S-ar putea să existe anxietate cu privire la schimbarea rapidă care se petrece în jurul tău. Luna nouă în Scorpion din 25 octombrie este momentul perfect pentru întărirea legăturilor de familie și rudenie, precum și pentru orice activități legate de casă. Unele afaceri comune armonizează relațiile cu cei dragi, deci cuvântul cheie al lunii este tovărășie. Dragoste. Toamna îi va încuraja pe lei singuri să caute activ un partener. Vei fi dezamăgită de lipsa de reciprocitate, mai ales în prima jumătate a lunii. Începând din 15 octombrie se va rezolva o situație de neînțeles care se prelungește de mult. Vei deveni mult mai atrăgătoare și vei primi mai des complimente, precum și invitații la întâlniri. Profită de acest moment pentru a-ți construi viața personală. De asemenea, te vei putea elibera emoțional, asta te va ajuta să te apropii de persoana căreia nu ești indiferentă. Fii atent, pentru că astfel de schimbări puternice în tine vor avea consecințe. Poți să scrii mai multe romane deodată. Oricine a fost într-o relație de multă timp va avea nevoie de efort mental. Nu da celuilalt un motiv pentru gelozie, pentru a nu schimba principalul lucru cu fleacuri. Concentrează-te pe ceea ce ai deja și gândește-te cum vei dezvolta în continuare. Mulți reprezentanți ai zodiei pot conta pe o cerere în căsătorie. Dacă intenționezi să faci un fel de surpriză unui partener, atunci este bine să o faci mai îndrăzneț și contează doar pe un rezultat pozitiv. Leii de familie ar trebui să se gândească la cum să-și dilueze viața plictisitoare. Sănătatea. Leii ar trebui să ia în considerare serios să se apuce de sport. Prima decadă a lunii este perfectă pentru începerea antrenamentului fizic. Gândește-te și pune în practică cursurile care ar trebui să fie o bucurie pentru tine, atunci rezultatul nu te va face să aștepți. După câteva luni de antrenament constant, vei observa nu numai o sănătate bună, ci și o schimbare pozitivă în aspectul fizic. Din 15 octombrie până pe 21 octombrie, durerile de cap periodice vor începe să te chinuie. Tensiunea va crește, în urma căreia pot apărea anumite insuficiențe vegetativ-vasculare. Limitează timpul petrecut la telefon, calculator și televizor, plimbă-te mai des și umple-te de emoții pozitive. Înainte de a merge la culcare, asigură-te că aerisești camera, hidratează-te și fă o baie cu ierburi. Consumul de alcool poate declanșa atacuri de migrenă, așa că încearcă să eviți consumul acestuia. Banii. Leul va primi sprijin activ de la astre chiar de la începutul lunii pentru a fi mai activ și mai adaptat social la orice mediu. Căutarea partenerilor și negocierile cu echipa de management și multe alte cazuri active vor trebui făcute înainte de jumătatea lunii. Pentru a te deplasa cu succes în direcția corectă, nu trebuie să intri în rutină și să rămâi la metodele obișnuite. Unele schimbări vor fi prea semnificative pentru tine. Din 20 octombrie, multe se pot întoarce cu susul în jos. Trebuie să răspunzi rapid la tot ce se întâmplă. Vei putea obține o poziție de autoritate în rândul colegilor superiori dacă nu stai cu mâna întinsă după ajutor și nu devii proactivă. La sfârșitul lunii octombrie, noi oportunități se vor deschide înaintea ta. Dacă poți alege atunci te vei putea bucura de cursuri sau participări la un fel de concurs. O mulțime de sfaturi utile îți vor fi date de o persoană pe care o cunoști, nu le lăsa neauzite. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!